În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Domnul a înviat cu adevărat, aleluia! A Lui este gloria și puterea în toți vecii vecilor, aleluia, aleluia! Hristos a înviat! În zilele voastre, părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, cei care iubiți să-L vedeți pe Iisus înviat, cei care credeți în El, celebrăm acum cu bucurie solemna sărbătoare a Învierii Domnului. După ce în noapte ne-am adunat pentru a asculta încurajarea Îngerului, după ce L-am primit în mijlocul nostru, continuăm acum să ne bucurăm, să celebrăm jertfa Sfintei Liturghii, jertfa laudei și să spunem Gratias agamus Domino Deo nostro. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru, noi toți astăzi, uniți cu Sfântul Părinte, toți episcopii și preoții, cu toți frații creștini, ortodoxi, protestanți din întreaga lume. Deci spunem lui Iisus că El este bucuria și speranța noastră și să-I mulțumim. Ne dispunem acum pentru a primi binecuvântarea cu apa sfințită din noaptea sfântă, pentru ca celebrarea noastră să fie cu adevărat un imn de laudă adus lui Dumnezeu și o implorare adusă lui Iisus să rămână cu noi. Oh,
Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care în marea sa îndurare ne-a renăscut la o speranță vie, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, pentru o moștenire neperitoare, păstrată pentru noi în ceruri, pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă. Dumnezeule atotputernic, curăță păcatele noastre și ajută-ne să celebrăm cu credință Sfânta Liturghie și să ne învrednicim de a lua parte la masa împărăției tale. Gloria in excelsis Deo. Fiului Tău, unul născut asupra morții,
Ne-ai deschis astăzi porțile vieții veșnice. Dă-ne, te rugăm, harul ca sărbătorind învierea Domnului să înviem prin înnoirea Duhului Tău în lumina vieții. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Am mâncat și am băut cu El după ce a înviat din morți. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Petru, deschizându-și gura, a spus: Voi știți ceea ce s-a petrecut în toată Iudeia, începând din Galileea, după botezul pe care l-a predicat Ioan. Cum l-a uns Dumnezeu pe Iisus din Nazaret cu Duhul Sfânt și cu putere. Acesta a trecut făcând bine și vindecându-i pe toți cei care erau stăpâniți de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori la tot ce a făcut în ținutul iudeilor și în Ierusalim. Pe el l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu întregului popor, ci nouă, martorilor aleși mai înainte de Dumnezeu, care am mâncat și am băut cu El după ce a înviat din morți și ne-a poruncit să predicăm poporului și să dăm mărturie că El a fost pus de Dumnezeu judecător al celor vii și al celor morți. Toți profeții dau mărturie despre El că oricine crede în El primește iertarea păcatelor prin numele Lui. Cuvântul Domnului. Această zi pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-însa.
piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Coloseni. Fraților, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Cugetați la cele de sus și nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă împreună cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, care este viața voastră, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Cuvântul Domnului. Victimei de Paști mărire, să-i cânte întreaga fire. Mielul salvează turma sa de vinovăția grea. Cel fără de păcat ne-a răscumpărat. Moartea și viața s-au luptat, hotărât s-au înfruntat, dar viața lui Iisus moartea a răpus. O Marie, ce-ai văzut când la groapă ai șezut? Mormântul Mântuitorului și gloria Biruitorului. Îngeri și veșminte, mărturii preasfinte, a înviat Hristos speranța mea în Galileea vi se va arăta. Credem, Doamne, cu putere în a ta înviere. Tu, Rege învingător, fii îndurător. Amin. Aleluia.
să fie cu voi. Și cu Dumnezeu. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată, a venit un cutremur mare. Îngerul Domnului a coborât din cer, s-a apropiat și a rostogolit piatra, apoi s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada. De frică, paznicii s-au cutremurat și au rămas ca morți, dar îngerul, luând cuvântul, le-a spus femeilor: voi nu vă temeți, știu că-L căutați pe Iisus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniți și vedeți locul unde a zăcut. Mergeți în grabă și spuneți discipolilor lui: a înviat din morți și iată, merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus, plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să dea de știre discipolilor lui. Și iată, Iisus le-a ieșit în întâmpinare și le-a zis: bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, mergeți și dați de știre fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat! Preasfințite, cucernici părinți, iubiți credincioși, răsună această veste extraordinară că Iisus a înviat din morți de azi noapte. Ne salutăm cu Hristos a înviat și răspundem adevărat că a înviat. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Și vestea aceasta răsună de la Catedrala Sfântul Petru din Vatican până la marile catedrale din orașe și din dieceze. De la bisericile care sunt construite
în satele noastre, până la capelele făcute de misionari. Aceeași veste, Iisus este viu. După Vinerea Mare, când ucenicii s-au împrăștiat, s-au ascuns, când au mai rămas puțin lângă crucea lui Hristos, când toate speranțele erau la pământ, iată El, așa cum a spus, iese victorios, calcă cu moartea pe moarte și învie din morți. Vedeți, când Hristos era pe cruce, foarte mulți au fost atenți la ultimele cuvinte pe care le-a spus. Așa cum și noi ne mărim atenția atunci când cineva drag este în ultimele momente în casa noastră, ca să prindem, să reținem ultimele cuvinte. Așa au făcut și cei care au scris Evangheliile. Ne redau ultimele cuvinte ale lui Iisus pentru că în ele se ascunde testamentul său. Și evangheliștii și-au amintit că Iisus, în primul rând, i-a iertat pe dușmani. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Apoi s-a îndreptat spre unul dintre tâlhari și i-a promis paradisul. Astăzi vei fi cu mine în paradis. S-a îndreptat spre Maria, mama lui, și spre ucenicul pe care îl iubea și i-a spus: mamă, iată-l pe fiul tău. Și i-a spus ucenicului, iată-l pe mama ta. Apoi a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A spus: mi-e sete, s-a sfârșit și Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu. Ultimile cuvinte ale lui Iisus înainte de a muri. Dar care sunt primele cuvinte după ce a înviat din morți? Ce a spus El? Iată Evanghelia pe care am ascultat-o, ne redau unele din primele cuvinte ale lui Iisus. Și aceste cuvinte sunt de speranță. Am înțeles prea bine. Femeile au mers dis de dimineață la mormânt. Acolo l-au întâlnit pe un înger care le-a spus un mesaj și au plecat să împlinească cuvântul îngerului cu frică și cu bucurie. Și iată că îl întâlnesc chiar pe Iisus. Și Iisus le spune: mai întâi bucurați-vă. Bucurați-vă, de ce să se bucure? Pentru că o altă evanghelie ne spun că femeile plângeau, că nu știau unde au pus trupul lui Iisus. S-au dus acolo la mormânt și nu l-au mai găsit. Și de aceea au început să plângă. Bucurați-vă! Este primul îndemn pe care Iisus îl face femeilor. Bucurați-vă că sunt aici, că sunt viu. Și același mesaj vine spre noi astăzi. Bucurați-vă voi toți aceia care în timpul postului mare ați meditat la suferințele lui Hristos. Toți cei care v-ați curățit sufletul, care ați luat hotărâri bune pentru viață. Bucurați-vă voi toți aceia care v-ați propus să trăiți o viață mai sfântă, mai curată, mai frumoasă, mai bună. Bucurați-vă pentru că trăiți cu adevărat Paștele. Bucurați-vă pentru că ați înviat împreună cu Hristos. Bucurați-vă de prezența Lui. Dar încurajarea aceasta
vine și spre aceia care suferă. Bucurați-vă voi cei descurajați. Bucurați-vă voi cei care încă mai simțiți spinii și cuiele, care acest Paște îl petreceți printre lacrimi. Bucurați-vă toți cei care gemeți sub crucea lui Hristos, a suferințelor, al bolilor, al lipsurilor și al neînțelegerilor. Bucurați-vă pentru că Hristos ne dă speranța aceasta. Dacă El a învins, vom învinge și noi cu ajutorul Lui. El este puterea. Cuvântul spre care ne îndreaptă Evanghelia e de bucurie. Bucurați-vă! Apoi, Iisus le spune, nu vă temeți. Nu vă temeți. De ce să se teamă? Păi deja Evanghelia ne subliniază că a venit un cutremur mare, piatra a fost dată la o parte și a apărut un înger și ne spune că paznicii au rămas cutremurați de frică și au căzut la pământ. Și femeile s-au înfricoșat. Și de aceea Iisus subliniază, nu vă temeți. Nu vă temeți. Pentru că ele deja erau într-un context în care îi știa pe ucenici ascunși undeva. Știau ce s-a întâmplat cu Iisus în Vinerea Mare. De aceea aveau nevoie și de această încurajare. Nu vă temeți. Și aceia care s-au apropiat de Scriptură ca să o studieze, au constatat că expresia aceasta, nu vă temeți, apare de 366 de ori, câte una pe zi, inclusiv pentru anii bisecți. Pentru că noi înșine ne temem. Ne temem pentru ziua de mâine, ne temem de viitor, de ce va fi, de cum va fi viața noastră. Și se apropie Iisus astăzi în ziua învierii cu același mesaj. Nu vă temeți. Nu vă temeți. Mesajul acesta se potrivește într-un mod deosebit acelora care sărbătoresc Paștele acestea în frică. În frică de a nu fi uciși. Ne gândim, de exemplu, la creștinii din Egipt, care încă mai lăcrimează după morții lor, uciși în Duminica Floriilor. Mulți creștini persecutați, mulți creștini mor în fiecare zi. Statisticile spun că la fiecare 5 minute este ucis un creștin. Alții sunt închiși. Alții sunt ponegriți și batjocorâți. Într-un mod deosebit lor li se potrivește acest mesaj. Nu vă temeți. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar nu pot să ucidă sufletul. Nu. Nu vă temeți. Și spuneam că mesajul acesta vine și spre noi. Avem temerile noastre și le avem din plin. Nu vă temeți, nu vă temeți de moarte, nu vă temeți de ziua de mâine, nu vă îngrijorați. Tocmai Paștele vine să dea speranță. În multe sate, în noaptea de Paști sau în ziua aceasta, creștinii se îndreaptă spre cimitir cu lumânările aprinse și acolo se roagă la cei dragi ai lor. De ce tocmai acum? Pentru că Paștele aduce această speranță că dacă Iisus a înviat și toți cei care au murit înaintea noastră vor învia, ne vom întâlni cu ei într-o zi.
Un tată povestește că avea un copil de 5 ani și medicii l-au dat acasă. Au spus că nu mai au ce să mai facă. Și cu durerea în suflet, tatăl privea spre băiatul lui. Și într-o zi spune tatăl, m-am prăbușit când copilul meu, în plină zi, era prânzul, mi-a spus, tată, se face noapte, se face întuneric. S-a dus în pat, a tras pătura peste el și mi-a spus, tată, ne vedem dimineață, la revedere. Și a murit. Și spune tatăl, de-abia aștept dimineața. Dimineața aceea despre care vorbește Iisus, că va veni învierea ca să-L întâlnesc din nou. Nu vă temeți. Bucurați-vă, nu vă temeți. Apoi, al treilea cuvânt pe care Iisus îl rostește femeilor este mergeți și spuneți. Mergeți și dați de știre ucenicilor. E o trimitere. Paștele nu înseamnă că rămânem pe loc. Cine trimite, avem o misiune de împlinit. Și femeile și-au împlinit această misiune. Au vorbit ucenicilor că mormântul este gol și că le-a apărut Iisus. Și de fapt creștinismul nu este altceva decât că vestea s-a dus mai departe din om în om. Ne uităm și ne amintim de prima lectură, apostolul Petru este în fața oamenilor și le vorbește despre Hristos pe care ei l-au văzut și l-au cunoscut și le spune, El a înviat. Și noi suntem martori. Și vestea aceasta, pentru că a fost spusă din generație în generație, a ajuns la noi. Mergeți, mergeți și spuneți. Este poetul Tagore care își imaginează un dialog între soare și un opaiț. Și la un moment dat este această întrebare. Cine îmi va duce mai departe făclia? Se întreba soarele apunând. Stăpâne, atâta cât pot, mi-i face datoria, răspunse opaițul pe pământ. Soarele e Hristos. Cine-i duce mai departe făclia? Noi suntem opaițele. Și am putea să-i spunem astăzi că vom lumina atât cât putem, dar vom lumina. Vom lumina în casele noastre, la serviciu, la școală, unde ne-a așezat Dumnezeu. Mergeți și spuneți, spuneți cu viața că Iisus a înviat. Înainte de liturghie, un părinte mă întreba dacă este ceva nou anul acesta. Nu, nu este nimic nou. Este același mesaj. Iisus a înviat, este aceeași liturghie, aceeași cântare, același salut. Noi însă putem să ne reînnoim. Putem să ne reînnoim și la acest Paște deschizându-ne larg urechea și ascultând primele cuvinte ale lui Iisus. Bucurați-vă! Nu vă temeți! Mergeți și spuneți! Amin! Hristos a înviat!
Fraților preiubiți, pentru a împlini cu bucurie mesajul lui Iisus cel înviat, pentru a nu avea teamă și a ne bucura, cum ne-a îndemnat și părintele Cornel, acum împreună, în această zi solemnă de sărbătoare, să ne reînnoim credința noastră spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au născut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întâmplat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatului. Aștept învierea și viața veacului ce va veni. Fraților preiubiți, Dumnezeu l-a înviat din morți pe Fiul Său pentru a ne deschide calea spre viața adevărată. Așadar să ne rugăm Lui cu încredere pentru mântuirea noastră. Pentru Sfântul Părinte Papa Francisc și pentru Episcopul nostru Petru, pentru Episcopul Auxiliar Aurel, Dumnezeu să le dăruiască pacea și bucuria sa. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru unirea creștinilor, Dumnezeu să înlăture de la ei orice dezbinare și să le dăruiască dragoste și pace. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru conducătorii de state, Dumnezeu să le binecuvânteze osteneala pentru ordine și dreptate. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru popoarele lumii, Dumnezeu să le dăruiască unire și să le apere de orice primejdie. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru cei suferinți și lipsiți, Dumnezeu să le ușureze povara și să le dăruiască încredere. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru cei păcătoși, Dumnezeu să se îndure de ei și să le dea harul căinăței. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru comunitatea noastră și pentru cei de față, Domnul să ne călăuzească pe calea sa
și să înnoiască în sufletele noastre harul Său. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule atotputernic, Tu împlinești ceea ce ai promis și primești drept fii Tăi pe cei care cred în Tine. Ascultă rugăciunile pe care ți le adresăm cu încredere, prin Hristos Domnul nostru.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Tresăltând de bucuria învierii, îți oferim, Doamne, această jertfă prin care biserica ta renaște și se hrănește în chip minunat prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în această zi în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea s-a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisând adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare: cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru că de-a răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea
și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznimea spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care i-a asupra sa păcatele lumii. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a înviat din morți pentru mântuirea noastră. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt ce va tămădui sufletul meu. Să pentru viața cea veșnică.
flori frumoase în buchet porți pe brațe. Spune-mi, frate bun, unde le duceam? Le duceam lui Hristos cel din groapă, însă că-l mormântul eu l-am găsit. Chipul tău este plin de speranță, spune-mi, frate bun, spune ce-ai văzut. Am văzut moartea cum e înfrântă, iată la mormânt, asta am văzut.
Să ne rugăm. În bunătatea ta nesfârșită, ocrotește Dumnezeule biserica ta, pentru care înnoită prin tainele pascale, să ajungă la strălucirea învierii prin Hristos Domnul nostru. Iubiți credincioși, vă reține atenția cu câteva anunțuri. Programul Sfintelor Liturghii în această săptămână. Mâine, luni, a doua zi de Paști, program de duminică. Marți vor fi trei Sfinte Liturghii, la ora 8, la ora 11 și seara la 18:30. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a ceremoniilor sacre din aceste zile. Feciori de biserică, lectori, sponsori, coriști, oameni de bunăvoință. Dumnezeu să vă răsplătească. O mulțumire deosebită îi aducem părintelui Budulai Ieronim, care în aceste zile a fost un adevărat apostol al confesionalului, iar îmi spunea că a atins un record 5 ore fără să iasă din confesional. Noi îi mulțumim pentru că este alături de noi și pe dumneavoastră vă felicităm pentru modul cum ați participat acum de Paști, atât la confesional, la sacramentul milostivirii lui Dumnezeu, cât și la Sfânta Împărtășanie. Domnul să ține mereu aprinsă în dumneavoastră flacăra învierii. Hristos a înviat! Dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce rod bogat. Acestea sunt cuvintele lui Iisus înaintea pătimirii sale, a morții, dar și a învierii sale. Aceste cuvinte sunt pentru noi. Așa ne-am în scrisoarea pastorală trimisă tuturor preoților, credincioșilor noștri, tuturor preoților uniți cu noi care se află în străinătate. Bobițele de grâu suntem noi. Și cum Iisus s-a jertfit, s-a dăruit, a murit, a înviat și a dus atâta bucurie în lume, așa trebuie să facem și noi și să știm că suntem cu adevărat ai Lui. Ne bucurăm că am fost împreună și la acest moment și ne-am înscris cu întreaga biserică, cu toți creștinii de pe pământ, cu Sfântul Părinte, cu frații noștri ortodoxi, cu toți ceilalți frați creștini din comunitățile ecleziale, ca să-L lăudăm pe același Iisus înviat din morți. El s-a jertfit pentru noi, nu numai pentru unii, ci pentru toți. Ne bucurăm să știm acest lucru și vă dorim să aveți, așa cum spunea Părintele Cornel, bucurie, să nu vă fie teamă. Hristos, înviat din morți, nu mai moare, e cu noi. El este curajul, tăria noastră. Lui să cerem pace în lume, să cerem să fie armonie între popoare, să înceteze suferințele, să înceteze lacrimile, războaiele și ura între frați și popoare. El să ne dea această bucurie a împăcării. Mulțumindu-vă pentru participare, dau și eu cuvântul meu tuturor preoților care au fost cu noi, persoanelor care s-au îngrijit de biserică înflorind-o, corului nostru. Vă mulțumim pentru că iubiți seminarul și vă rugăm să purtați tuturor bucuria învierii. Vă spunem din nou, în numele meu al Preasfințitului și al tuturor preoților noștri, Paște fericit! Hristos a înviat! Domnul să fie cu voi! Să binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu astăzi în marea sărbătoare a învierii și cu îndurare să vă ocrotească de orice răutate a păcatului.
Dumnezeu care prin învierea Fiului Său v-a renăscut spre viața veșnică, să vă dăruiască din belșug răsplata nemuririi. Amin. Voi care după ce l-ați însoțit pe Hristos în pătimirile sale, celebrați acum bucuria pascală prin darul Lui, să ajungeți cu suflete pline de veselie în sărbătoarea bucuriei veșnice. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Aleluia, aleluia. Mulțumim.